Asiguranții au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului grav bolnav cu vârstă cuprinsă între 16 și 18 ani, a decis Curtea Constituțională în urma unei sesizări făcute de avocatul poporului. Articolul 26 din această ordonanță de urgență prevede că în cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani. Părinții care au copii bolnavi vor primi indemnizații și după ce aceștia fac 16 ani. Despre asta ce părere aveți? Să primească, pentru că în Uniunea Europeană noi ne încadrăm numai cu prețurile, dar cu salariile și cu veniturile, nu mai vorbim cu pensiile, suntem pe locul 4 de jos în sus, cum a zis. Părerea e foarte bună, adică dorința. Nu știu realizarea, că realizarea e mai greu de făcut. Adevărul este, odată ce au distrus toată industria țării, de unde bani? Pe voi ai tineri, vă gonesc în țările calde. Dacă este o boală, într-adevăr, care nu se mai poate vindeca și nu poate munci, este ceva normal. Să ai o ocrotire de la societate, pentru că asta este în toată lumea. Dar dacă tu ești apt de muncă, mi se pare normal să nu mai primești. Sau să primești un sfert, jumătate, cât poți să lucrezi. Nu poți să lucrezi 8 ore, poate poți să lucrezi doar 4. Primești pe alea 4 ajutorul de la stat, că e ceva normal. Dar la noi, ce să mai discutăm? Mehedințenii sunt de acord ca părinții copiilor cu diferite afecțiuni să primească ajutor din partea statului, deoarece trebuie să aibă un sprijin în ceea ce ține de creșterea celor mici. Orice sumă este binevenită într-o familie în care există un copil cu probleme de sănătate.